Făgăreșenii sunt invitați la o porție de râs. Săptămâna viitoare, marți, pe scena Casei Municipale de Cultură, actorii Teatrului Național din Târgu Mureș îi vor încânta pe făgărășeni cu o comedie de excepție. Este vorba de scandal la operă, în regia lui Petre Bocor. Marți 29 martie, începând cu ora 18, actorii Teatrului Național din Târgu Mureș vor pune în scenă o piesă deosebită. Primul spectacol al Teatrului Național din Târgu Mureș va avea loc pe data de 29 cu piesa Scandal la operă. Este o comedie spumoasă și îi așteptăm pe Făgărășeni să vină la spectacol. De asemenea, în perioada 11-17 aprilie va avea loc festivalul intitulat Zilele Teatrului. În această perioadă Făgărășenii vor avea ocazia să participe la patru spectacole de teatru.